Mașina asta. Da, pentru care e o bijuterie. Da, trebuie să vă... După mine e o mașină foarte rară. Trebuie să vă mulțumesc eu prima dată, pentru că sunteți singurii care promovați pasiunea. Practic asta este o pasiune. Mulțumesc frumos. Un hobby. Sunteți singurii care faceți lucrul ăsta și e de apreciat. Pentru că la întrunirile care se fac la nivel național de mașini vechi, E30-uri, marea majoritate se premiază în 3, se promovează doar, da. Lăsând la o parte aspectele astea, să-ți vorbesc puțin despre mașină. Spune-ne ce mașină este asta, că e un, să uită lumea puțin mai altfel. E un BMW, un E30, da? Model de fabricație 1986. La originea ei, mașina originală a avut un motor 1.8 carburație. Carburație. Da, era un motor cu aprindere electronică la vremea, era o inovație. Am avut marea surpriză să nu găsesc niște piese. Am sunat chiar la Bavaria, la ei, la München, au un departament de old parts. Am sunat la ei și au rămas surprins de faptul că nu le venea să creadă că motorul ăsta încă funcționează. Și am spus, domnule, funcționează, îmi trebuia un vacuum, un regulator de vacuum. Și n-am reușit să-l găsesc, drept urmare a trebuit să schimb motorul. La vremea aceea eram și novice, nu aveam așa cunoștință de ce înseamnă mecanica, corect, ce înseamnă motoarele astea, și a trebuit să schimb. Am optat pentru un motor de pisică, un 1.8S, un M42, a fost un motor bun, un consum foarte bun, s-a comportat foarte bine pe caroseria asta. Iar acum, în momentul de față, rulează pe un motor M44, tot un 8S. Este un motor 1.9, e 1870 ceva centimetri cub. Da, e un motor cu o interfață OBD, se poate diagnostica, se poate face o diagnoză mai ușor. Mașina are o istorie frumoasă, e așa. Da, spune că nu ai spus, e o ediție mai specială, nu? Da, este un fabrică, este o fabrică, era o fabrică Bauer la vremea aceea în Germania. Ei au cumpărat mașini. Erau practic niște carosieri, nu? Da, da, au cumpărat E30 și Golf 1 și Golf 2 la vremea respectivă. Au făcut și câteva modele de E36. La modelele astea de E30 au fabricat undeva în jurul la 14.000 de unități. Oho. Sunt 10.000 de mașini fabricate pentru Europa cu volan pe stânga. Așa puține? Da, da. 10.751, dacă nu mă înșel. Mai exact, sunt împărțite pe motorizări. Asta, motorul ăsta cu 1.8 carburații, la vremea aia a fost o mașină, a avut numărul de serie 1374. A fost mașina cu numărul 1000. Da, 1300, da, din gama asta de 1.8 carburație, da. Ce să spun, e o mașină care... Nu mai găsi mașina asta, că fiind o mașină rară, nu găsi așa ușor. Da, povestea a început în 2010, când un prieten de-al meu a venit cu una din Germania. A, una la fel. Da, nu știu cât cunoștea el fenomenul ăsta a Bauer, dar eu când am văzut-o, m-am interesat un pic, am căutat un pic pe net, am văzut că este ceva mai deosebit. Și prima ocazie când am ajuns în Germania, în 2011... Ai căutat una? Nu, am spusese prietenul tău, meu, vino repede că ți-am găsit una, m-am dus, am cumpărat-o și de atunci a început distracția. Ai idee? Mai sunt modele Bauer în țară la noi? Câte știu eu, unul singur, mai știam eu. Dacă mai există. Mai era un băiat la Suceava care l-a dezmembrat, din păcate. Da, și acum, din ce cunoștințe pe care le-am, mai sunt două modele la București. Una albastră cu un motor de 1.6 injecție și una făcută, au făcut-o băieții cu un kit Alpina, nu știu ce motorizare are.
Oricum, Alpina nu a modificat. Da, știu că n-au avut, da, am nici M-uri. Am Power a modificat și Opel-uri. Nu știu, nu am cunoștințe decât despre... Ce am văzut eu pe internet. Da, nu știu decât de ăstea, de Volkswagen. Știu că au avut Golf 1, Golf 2, E30 și E36. E30 au avut TC1, Top Cabriolet 1 și Top Cabriolet 2. Not facelift și facelift. Da, da, da. Am văzut că tu ai făcut o facelift, bata. Da, în 2014 am avut un incident rutier. Oricum, cred că mai bine este așa. Da, e un pic mai aspectos așa kitul ăsta facelift făcut de BMW la vremea respectivă. Proiectoarele sunt mai bine poziționate, are gurile de aer pentru răcire la discuri. E un plus. Dar, cum spuneam, în urma incidentului rutier am fost nevoit să-i fac un upgrade așa la ce înseamnă piese stock originale de E30, ABS, instalație electrică, tot schimbat la ea, da. ABS-ul a fost prioritar pentru că chiar... Din cauza lui, chiar este, da, e bun, adică s-a întâmplat să-mi taie fața, am vrut să frânez, s-au blocat roțile, n-am avut unde să evit pentru că eram pe șoseaua Mangaliei, pe DN39, de localității Lazu și erau parapeți, n-am avut unde, am intrat în el. Dar ce zic cei care nu cunosc, care n-au... Vede că e altfel față de un alt L30 Cabrio. Cei mai mulți au întrebat faptul că, vezi, zice, decapotabilă, e un E30 decapotabilă, dar ce caută bara asta transversală deasupra? Și se întâmplă să mai înimăresc bara la un semafor și le mai explic repede așa, că de fapt se decapotează în două moduri, plafonul se bagă până asta la... Asta vrea să ne explici puțin, asta de aici, am văzut că... Plafonul este bucata care vine până aici. La intră special, nu? Da, ea se decapotează manual. Are o sanie specială în portbagaj unde se poziționează acolo. Partea din spate este prelată, tot manual. Se coboară, da, tot manual, se coboară și se acoperă cu usa aceasta de protecție care la fel, din fericire pentru mine, este singura mașină în România care am dotare de prelată aceasta, e de protecție și chiar îi dă și un aspect estetic frumos. Am înțeles. Cel puțin așa se vede de afară. Dar bordul este al ei original? Da, bordul este original, scaunele sunt ale ei originale. O să vin cu ceva îmbunătățiri, în sensul că... Mă uitam când te-am întrebat pentru că bordul arată foarte bine. Da, asta a fost un lucru bun. Dacă ceasuri, tot funcționează. Da, asta a fost munca mea la mașina asta. Motorul ăsta e 44, ca să pot să-l aduc în toți parametrii lui, sunt normali. Să-i pun la punctul senzorii, să meargă toate beculețele, tot bordul. Asta a fost munca mea, n-a fost grea, dar a durat ceva ca să reușesc să o pun așa la punct. Da, bordul este original, tot. Mașina merge foarte bine, zici că e acum scoasă din fabrică. Tot funcționează impecabil, intră ușor în viteză, volan, tot. Da, e suspensia e nouă, puntea spate e nouă. Mai trebuie puntea față să-i schimb discurile apărătorii. Ușor de asta zic că este un proiect, este un hobby. S-a născut în 2011 și nu cred că o să moară niciodată, pentru că voi pregăti și copii și nepoții. Da, n-am de gând să o vând. Te-am întrebat de asta de bord și de ceasuri, pentru că m-am plimbat cu proprietar de E30 și ba nu le mergea un lucru, ba nu le mergea alt ceas, știi, stai că trebuie să repar, stai că nu știu ce, de asta tot funcționează aici. Când vorbesc cu cineva despre treaba asta, mașinile, hobby-ul acesta, pasiunea, să-i spunem așa, eu cred că cel mai mult și cel mai mult contează, fiind o pasiune, un hobby, să te dedici în totalitate. Deci, ce înseamnă? Dacă ești un om coleric, trebuie să devii un tip meticulos în hobby-ul ăsta, ca să poți să ai un hobby și să ai cu ce să te mândrești. Pentru că dacă îți cumperi o mașină doar ca să te plimbi cu ea, costurile sunt mult mai ridicate. Ce înseamnă întreținere, mentenanță, toate astea te duc mult mai departe și atunci devine un hobby scop, un hobby costisitor. Pentru mine este costisitor ce a însemnat material primul piesele, pentru că sunt deja din ce în ce mai greu de găsit piesele de bază. Au început să facă și stocuri de piese de E30, la București am văzut. Da, sunt băieți care mai le adună, le dezmembrează, țin piesele.
piesele de bază sunt mai greu de găsit. Celelalte consumabile mai găsești, încă sunt pe stocuri, nu e asta problema, dar piesele de bază, ce înseamnă elemente de caroserie, sunt... La asta bănuiesc că le găsești mai greu. Dar asta ce ține Bauer, de caroserie, fiind caroseria puțin mai altfel? Mai asta, Bauer este un model de caroserie coupe, este un BMW coupe. Ei practic au tăiat acoperișul și au introdus sistemul acesta de decapotare la lor, omologat de ei de Bauer. Da, da, am văzut mai vin și pe 36, pe E21 am văzut. Da, am făcut E21, E30 și E36. E21 n-au fost multe, E36 n-au fost la fel, multe le-au făcut în 4 uși. Sunt chiar foarte rare. Dar aici de la noi Constanța cred că e singurul, nu? Ăsta da, dar Baurul acesta da, e singurul. Mai a fost un băiat, dar l-am vândut la București. E36 am mai văzut prin țară, Bauer. Am văzut și eu, mi-a zis cineva, nu l-am văzut cu ochii mei. Mi-a zis cineva, mi-a arătat o poză. Da, sunt frumoase, nu știu ce să, n-am apucat să merg. Dar știi cum e ursul, E30, cum zicem noi urs, el a rămas. E30-ul e o mașină care, eu zic, marchează mult orice, da, orice pasionat, orice începător, adică exact. General sunt copii care și au și permisul și chiar... Dacă toată lumea folosește ursul aproape în orice disciplină de sport. Da, leniuțe, dragă. A fost o caroserie foarte bine gândită. Exact, practic încă pe orice motor. Da, a fost o caroserie foarte bine gândită, foarte bine făcut în raportul de... Distribuția greutății, da, pe ele au 50-50 raportul, E30 stoc. Da, din stoc, da, adică da, sunt motoarele din fabrică. Asta, da, adică când ai pus să le modifici, deja încep să le strigi mai mult. Da, bine, investiție, nu știu cât le strigi, depinde ce le folosești, că cei care le fac pentru drag race acolo deja e altă poveste. Da, în drift sunt folosite iar foarte mult ele. Eu spun că mașina asta pentru mine, adică am avut parte de mașini mai noi cu tehnologie nouă, 2007, 2008, 2010, este singura mașină cu care la ora actuală am curaj, dacă aș fi avut o șosea până în America, plecam cu ea până în America. Că mi-ai spus că ai venit cu ea din Germania pe rost? Da, am venit cu ea din Germania, am făcut o vacanță cu ea pe la Paris, am fost pe la Saint-Tropez, am parcat o spatele la un Bentley și... Nu mai făcea poze cu asta, nu? Am avut așa puțină mândrie, să zic că s-au pozat-o un pic, dar a fost de culoarea, a fost și culoarea și modelul, dar culoarea... Da, culoarea a ales-o foarte bine, roșu, este în evidență. Roșu ăsta a prins, da, roșu Ferrari foarte frumos, a atras foarte mult atenția, dar bine, da, Bentley, nu putem să... Da, am fost cu ea la Saint-Tropez, după care am... venit în partea de sud așa Europei, Veneția, am intrat pe la Sârbi în țară. Ce să zic, la momentul acela am parcurs 6.000 de kilometri fără absolut nicio problemă. Am avut probleme cu alte mașini care am venit cu ele din Germania sau... A fi și motoare mai simple, îți dai seama, da, corect, nu prea ai ce să strige la ele. Nici motoarele, nici electronica... Ce să spun, nu știu, eu la ora actuală sunt mult mai bazat pe o mașină ca asta decât pe o... Așa sunt și de părere cu toată, da, într-adevăr. Deci este o mașină bună. Într-adevăr, dar mașinile clasice sunt mult mai bune pe termen lung decât o mașină nouă. Te costă ceva să o aduci la viață, dar satisfacția după... Pentru mine rămâne satisfacția faptul că voi... m-ați contactat pentru prezentarea asta. Și noi ne bucurăm mult că ai acceptat invitația noastră. Cred că este prima mulțumire care o am în ce înseamnă hobby-ul ăsta de... pentru modelul ăsta E30. E mai bun și decât un premiu în valoare. Bine, să știi că bucuria e de partea noastră că ai acceptat și că vrei să ne prezinți o mașină ca asta, să vadă și ceilalți. Uite, mă uitam la copii, de exemplu, ăștia mici, care ne mai urmăresc și pe noi. Nu, mulți acum descoperă mașinile astea. Nu știu, nu știu, nici nu se mai studiază. Am zis, pentru mine asta înseamnă un hobby, ca să mă duc să-mi cumpăr o mașină veche restaurată și să mă plimb cu ea. Probabil că nu rămân, nu știu cât de mult m-ar încânta, dar nu se compară niciun caz cu sentimentul, feeling-ul pe care l-ai când ți-ai terminat mașina, când ți-o faci cu mâinile tale, îți strângi toate șuruburile, o pornește motorul, pleci cu ea și te plimbi. Deci cred că nimic nu se compară cu
cu treaba asta. Pentru mine asta înseamnă un hobby, acum o pasiune. Sper să te așteptăm și data viitoare cu o altă mașină, poate, nu știu, mai chestionez ceva special. Nu știu, nu cred, mă gândesc mult la modelul ăsta, să-l păstrez, să-l restaurez. Să mai e un. Să-l las pentru copii, pentru nepoți, da. Dacă mi-ar fi lăsat cineva din bunici, așa o capodoperă ca asta, cred că... Nu dai seama, da, mă ocupam de ea. Da, am avut noroc, lasă că ne-l facem noi, uite, drept dovadă. Îți mulțumesc mult, Marius, încă o dată. Mulțumesc și eu, mi-a părut bine. Și pe data viitoare ne auzim, la revedere! Vă salut!